Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul 2024 pentru pești prezintă noi responsabilități și îndatoriri. Anul acesta, peștii vor întâlni noi proiecte, sarcini sau roluri care vor necesita muncă sporită și autodisciplină. Aceasta poate fi atât o oportunitate de creștere profesională, cât și personală și, de asemenea, poate provoca stres și efort, este important să găsiți un echilibru între muncă și odihnă, să stabiliți limite și să nu uitați de propriile nevoi, sănătatea peștilor. Anul 2024 va avea un impact și va necesita o atenție deosebită sănătății peștilor. Saturn în zodia pești, ca planeta limitărilor și a responsabilității, poate evidenția vulnerabilitățile și slăbiciunile corpului peștilor. Deci acordă atenție sănătății tale și a măsuri pentru a o menține. În 2024, peștii pot simți oboseală și epuizare, atât fizică, cât și emoțională. Stresul și tensiunea nervoasă vă pot afecta sănătatea generală. Prin urmare, este important să vă faceți timp pentru a vă odihni și a vă recupera. Practicile regulate de îngrijire personală, inclusiv alimentația sănătoasă, exercițiile fizice și meditația, pot ajuta la gestionarea efectelor negative ale tranzitului. Saturn din casa întâia poate provoca și probleme legate de oase, articulații și piele. Vizitele regulate la medic, Urmarea sfaturilor medicale și tratamentul adecvat al oricăror boli sau renii vor fi deosebită de importante în această perioadă. Cu toate acestea, în ciuda provocărilor, tranzitul lui Saturn în pești oferă de asemenea o oportunitate de autorefleție profundă și de creștere personală. Peștii pot folosi această perioadă pentru a-și recunoaște punctele forte și pentru a lucra la dezvoltarea lor. Perioada de la 19 februarie până la 20 martie, când soarele va fi în Zodiata, vei simți un val de energie și forță. În această perioadă, este recomandat să acordați atenție unui stil de viață sănătos, aceasta include o alimentație adecvată, activitate fizică regulată și odihnă adecvată. Între martie și aprilie, S-ar putea să simți o îmbunătățire a stării de bine și a atractivității tale. Energia și strălucirea ta interioară vor fi vizibile pentru ceilalți și vor atrage atenția. Puteți descoperi noi modalității de a vă îngriji corpul și aspectul și de a lua măsuri pentru a vă îmbunătăți sănătatea generală. Este posibil să experimentați o creștere a puterii fizice în această perioadă. Marte îți va stimula activitatea fizică. Așa că s-ar putea să simți mai multă dorință de a face mișcare, antrenament și exerciții. Acest lucru vă va ajuta să vă îmbunătățiți fitness-ul, rezistența și vitalitatea generală. Atenție, creșterea activității fizice poate duce la un risc crescut de rănire sau supra-solicitarea mușchilor și articulațiilor. Este important să ai grijă de siguranța ta și de moderarea exercițiilor fizice. Iulie 2024 este o perioadă potrivită pentru un examen medical, teste și începerea unui curs de tratament. Este recomandat să acordați atenție unei alimentații adecvate și activității fizice. Respectați moderația în dietă și evitați excesele. În perioadele retrograde ale lui Mercur, aprilie, august și noiembrie-decembrie, este indicat să nu programați intervenții chirurgicale și proceduri. Este recomandat să acordați mai multă atenție odihnei. Practicile de relaxare, meditație, yoga și respirație profundă vor ajuta la eliberarea tensiunii. Perioada din noiembrie până la sfârșitul anului va împinge pe pești să fie mai activi și să muncească și poate provoca o creștere a stresului și a tensiunii emoționale. Asigurați-vă că vă odihniți din plin și vă recuperați. Tranzitul lui Martin Leu prin Casa 6 a necesită o atenție sporită pentru sănătate și bunăstare. Fii precaut, ai grijă de tine și caut ajutor profesionist la timp. Cariera peștilor Prima jumătate a anului 2024 va fi despre extinderea comunicării și schimbul de informații. Acesta este un moment în care puteți căuta noi oportunități de învățare și dezvoltare profesională. Foloseșteți curiozitatea și deschiderea pentru a-ți aprofunda abilitățile profesionale. Puteți întâlni oameni care vă vor ajuta în dezvoltarea carierei sau vă vor oferi noi oportunități de dezvoltare. Ianuarie 2024 este un moment bun pentru a dezvolta un plan clar de acțiune. Acesta va fi un moment pentru a vă extinde contactele și conexiunile sociale. Poți deveni mai organizat și mai decis în acțiunile tale. Fii pregătit să vorbești în fața audienței. Perioada din februarie până în aprilie îți va activa personalitatea și dorința de autoexprimare. Vei simți mai multă încredere în tine, ceea ce te va ajuta să-ți arăți abilitățile și talentele la locul de muncă. Acesta este un moment în care îți va fi mai ușor să te folosești de înțelepciunea ta interioară și să o folosești la locul de muncă. Perioada din mai până în iulie este o perioadă de comunicare sporită și schimb de informații. Interesul pentru învățare și dobândirea de noi cunoștințe va crește în acest moment, ceea ce poate contribui la creșterea profesională. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru dezvoltarea de noi abilități, pentru negocieri de afaceri și networking, pentru călătorii de afaceri, perioada din septembrie până în noiembrie vă poate inspira să vă exprimați energia creativă și să o folosiți în munca sau afacerea voastră. S-ar putea să descoperi noi idei, proiecte sau abordări care te vor ajuta să aduci prospețime și originalitatea activităților tale. Spiritul tău de explorare și dorința de a pătrunde în noi domenii de cunoaștere și experiență se vor trezi în acest moment. Veți fi motivați să învățați noi materii, să participați la programe educaționale și să căutați oportunități de dezvoltare profesională. Este posibil să primiți sprijin și asistență de la colegi și parteneri. Cooperarea și crearea de rețele vor fi factori cheie în dezvoltarea voastră profesională fi deschis la proiecte de colaborare, banii și bunăstarea financiară. Potrivit horoscopului 2024 pentru pești, perioada martie-iunie va fi deosebită de favorabilă din punct de vedere financiar. În acest timp, activitatea voastră va crește și vor apăra noi oportunități de câștig. Veți simți mai multă energie și motivație pentru a obține succesul financiar. Aceasta poate include începerea unei noi afaceri participarea la proiecte profitabile sau investiție activă. Vei fi gata să ai decizii financiare importante, să dezvolți strategii și să-ți asumi responsabilitatea pentru gestionarea finanțelor tale. Acest lucru poate duce la creșterea situației financiare și la stabilirea unei baze stabile pentru prosperitatea viitoare. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a învăța noi abilități pentru a vă extinde capacitățile profesionale și pentru a găsi surse suplimentare de venit în afara locului de muncă principal. În perioadele retrograde ale lui Mercur din aprilie, august și noiembrie-decembrie 2024, planurile și strategiile voastre financiare ar putea trebui revizuite. Este posibil să descoperiți că deciziile financiare luate anterior nu dau rezultatele așteptate sau trebuie ajustate. Aceasta poate include revizuirea bugetului, negocierea unor tranzacții financiare sau schimbarea strategiei de investiții. Fiți pregătiți să vă adaptați la noile circunstanțe și să răspundeți flexibil la schimbările din sfera financiară. Mercurul retrograd poate crea o anumită instabilitate în tranzacțiile și comunicațiile financiare. Pot exista neînțelegeri? întârzieri sau circumstanțe neprevăzute care ar putea afecta tranzacțiile financiare, fiți atenți la detalii, citiți toți termenii și documentele înainte de a semna și acordați-vă mai mult timp pentru a discuta chestiuni financiare cu profesioniști, dacă este necesar. Perioada din septembrie până în octombrie poate duce la îmbunătățirea relațiilor financiare cu soții sau partenerii de afaceri. Abilitatea dumneavoastră de a gestiona finanțele comune, cum ar fi investițiile comune, conturile bancare sau bugetele familiei, va crește. Este posibil să dați dovadă de mai multă diplomație și corectitudine în chestiuni financiare, ceea ce vă va ajuta să vă consolidați bunăstarea financiară. Acest timp poate aduce oportunități financiare prin moșteniri investiții în parteneriat sau proiecte financiare comune. Veți avea ocazia să vă extindeți resursele financiare prin aceste canale. Fiți pregătiți să analizați și să evaluați oportunitățile cu inteligență și atenție la detalii. Este recomandabil să acordați mai multă atenție planificării financiare, gestionării datoriilor și creditelor și construirii unui fond de, de rezervă sau portofoliu de investiții. Acest lucru vă poate ajuta să obțineți o bază financiară mai solidă și să vă asigurați protecție împotriva potențialelor dificultăți financiare. Dragostea și relațiile Conform horoscopului 2024 pentru pești, prima jumătate a anului va fi propice unor schimbări pozitive în sfera comunicării. Acesta este un moment pentru a te angaja activ în comunicare și schimb de idei cu partenerii pe S-ar putea să găsiți activități comune care vă pasionează și să vă bucurați să petreceți timp împreună. Interesele comune vă pot întări legătura și vă pot ajuta la crearea unei relații mai armonioase. Perioada din februarie până în aprilie vă va crește atractivitatea față de ceilalți. Acesta este un moment în care s-ar putea să simți mai mult sprijin și atenție din partea celor din jurul tău. Această dată îți va oferi ocazia să-ți arăți individualitatea și să-ți pui interesele pe primul loc. A doua jumătate a anului poate aduce schimbări în mediul familial și acasă. S-ar putea să simți multă dragoste și sprijin din partea celor dragi. Acesta este un moment pentru a crea confort și armonie în casa voastră și pentru a încuraja valorile familiei. Se poate trezi în tine dorința de a-ți schimba și împrospăta casa. Horoscopul dragostei 2024 pentru pești subliniază nevoia de comunicare și interacțiune cu rudele apropiate. S-ar putea să simți o mare bucurie și satisfacție petrecând timpul cu familia, întărind relațiile. În a doua jumătate a anului 2024, relațiile cu peștii vor deveni mai active. Acesta este un moment pentru a vă exprima în mod activ gândurile și a fi deschis la opiniile altora valorile familiei și întărirea legăturilor cu partenerul tău prin activități de familie și petrecerea timpului împreună vor fi deosebită de importante în acest moment. S-ar putea să simți un mare sprijin și dragoste din partea partenerului tău, precum și să te bucuri de evenimentele și tradițiile de familie. Acesta este, de asemenea, un moment favorabil pentru a te deschide către noi aventuri romantice. Horoscop 2024 pentru bărbatul pești. Prima jumătate a anului 2024 va fi favorabilă succesului tău în comunicare. Capacitatea ta de a construi contacte și de a încheia tranzacții poate deschide porți către noi oportunități în sfera profesională. Această perioadă va fi deosebit de favorabilă pentru cei implicați în marketing, scriere și educație. Luați în considerare să vă publicați ideile și opiniile sau să găsește modalității de a-ți monetiza talentul de scritor. Prima jumătate a anului vă va crește motivația intrinsecă de a vă dezvolta și îmbunătăți abilitățile profesionale. Este posibil să căutați noi programe educaționale, training-uri sau cursuri care să vă ajute să vă extindeți cunoștințele și abilitățile vă puteți crește statutul profesional și puteți obține recunoaștere. S-ar putea să fi remarcat de oamenii importanți din domeniul tău și s-ar putea să ai șansa de a avansa în carieră. Fii deschis noilor provocări și străduiește-te pentru creștere profesională. A doua jumătate a anului va promova relațiile de familie și un nivel de trai mai ridicat. Energiile lui Jupiter vor ajuta la crearea unei atmosfere calde și prietenoase în casa ta puteți petrece mai mult timp cu familia, să întăriți relațiile și să construiți legături profunde cu cei dragi. Determinarea și capacitatea ta de a lucra în echipă se vor activa. Este posibil să simți o dorință puternică de succes și o dorință de a depune toate eforturile pentru a obține rezultatele dorite. Horoscop 2024 pentru femeia pești. În 2024, Femeile pești se pot confrunta cu provocări emoționale, frici și îndoială de sine. Este important să dedici timp introspecției, să lucrezi asupra ta și să cauți armonia interioară. Psihoterapia, meditația, yoga și alte practici de autoexaminare le pot ajuta pe femeile pești să-și întărească stabilitatea emoțională și să-și găsească pacea interioară. Anul 2024 reprezintă o perioadă de provocare și creștere. În prima jumătate a anului, tranzitul lui Jupiter prin casa a treia le va împinge pe femeile pești să învețe să-și extindă cunoștințele și cercul social. Este posibil să aveți un interes profund pentru diverse subiecte și domenii, să căutați noi surse de informații și să fiți dispuse să aprofundați subiectele care vă interesează. Acest timp este favorabil pentru a urma cursuri, învățare și autodezvoltare, care vă pot aduce noi oportunități. În a doua jumătate a anului, este posibil să simțiți o nevoie internă de actualizări și schimbări în casa voastră. Poate doriți să renovați pentru a crea un spațiu mai armonios și mai plăcut pentru tine și familia ta. Vei fi mai încrezătoare, optimistă și capabilă să depășești dificultățile emoționale. Comunicarea și schimbul de sentimente vor deveni mai profunde și mai semnificative. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!